Pentru licitația din luna decembrie a casei Artmark, regăsim în expoziție și desigur în licitație loturi reprezentative de monede antice, mai ales grecești, dar mai ales romane, dar și câteva grecești, alături de care se află piese medievale, mai ales taleri, chiar și clipentaleri, deci secolele 16-17, și cu ceva piese, monede și medalii care bat către epoca modernă. Desigur că atractivitatea lor și gradul de interes sporește în funcție de vechime, raritate, stare de conservare, emitent, toate criteriile care fac deliciul pieței numismatice. Ultimele licitații au generat o emulație, o adevărată emulație a mediului colecționarilor români, cel puțin, în jurul acestora. Se întâmplă asta pentru că licitațiile online, ca și cele în mediul fizic, dar cu atât mai mult cu cât sunt online, sunt dintre cele mai transparente cu putință. Mai mult decât atât, această transparență se referă și la securizarea, să spunem, mediului din care provin aceste piese puse acum în vânzare. Ele aparțin unor deponenți care le-au cumpărat, le-au achiziționat de fiecare dată din licitații ale unor case din străinătate, cu acte în regulă, totul la vedere. Prin urmare, totul se desfășoară într-un mediu securizat și absolut legal. Sunt sursa aproape eminamente posibilă, unica sursă posibilă, pentru că monedele, la urma urmelor, nu se găsesc pe stradă, procurarea lor în medii nesecurizate, nesigure, ridică suspiciuni cu privire la braconarea unor eventuale situri arheologice, deci nu se pot cumpăra în mod legal astfel de piese, fie ca să-ți dezvolți o colecție deja existentă, fie ca să începi o colecție, decât din mediile legale. Și acestea nu sunt decât magazinele specializate, acreditate pentru așa ceva, fie case de licitații, fie magazine în regim de consignații. În licitația aceasta se regăsesc câteva piese foarte semnificative. Un lot de pildă interesant este cel reprezentat de piesele de argint, respectiv din metal comun, ale împăratului Traian. Există, din totdeauna au existat și e normal să fie așa, în mediul colecționarilor noștri, persoane mai interesate de Traian decât de alți împărați și, cum spuneam, este absolut firesc să fie așa. Există chiar una dintre piesele de mare interes cu columna, cu monumentul dedicat de Traian cuceririi Daciei. De asemenea, aș menționa două piese histriene, dintre care una chiar este excepțională, este o raritate remarcabilă, și anume o imitație locală după monede de argint histriene, ceea ce o face cu atât mai valoroasă, fiind nu o producție a cetății Istros, ci o imitație locală după emisiunile cetății Istros, interesul crește cu atât mai mult. Din punctul de vedere al emisiunilor medievale, regăsim, cum spuneam, taleri care sunt întotdeauna piese spectaculoase, dar și câteva exemplare de clipentaleri de secol XVI, care sunt chiar și mai rare și cu atât mai atractive.